Scleroza multiplă este una dintre cele mai invalidante afecțiuni ale adultului tânăr. Vârsta medie a pacienților la momentul diagnosticării este cuprinsă între 25 și 35 de ani. Din păcate, în România nu se știe cu exactitate numărul pacienților care suferă de această boală. Simona Tănase, președintele Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple, a făcut niște estimări în această privință. Cum ai făcut calculele și au ieșit în jur de 12.000 de pacienți care ar fi afectați de această boală? În 2013, în martie, am participat la o conferință masă rotundă împreună cu noi, a fost domnul profesor Băjenaru, Ovidiu Băjenaru. Și dumneavoastră spunea la vremea respectivă că sunt peste 10.000 de pacienți diagnosticați cu scleroză multiplă. Fac și o socoteală în 7 ani, având în vedere că se diagnostichează 957, aproape 1.000, așa rotund, grosomodo, de pacienți pe an. Și decedează în urma comorbidităților aproape 100, deci sunt 900 de pacienți care apar în fiecare an. În 7 ani, ar fi trebuit cumva să trecem de 14-15.000, după socotelile mele. Da. Este totuși o boală rară sau a devenit frecventă datorită creșterii numărului de cazuri? A devenit ușor frecventă. Este totuși o boală rară, având în vedere numărul de pacienți în Uniunea Europeană, 750.000, 2.300.000 pe tot globul. Deci nu sunt foarte mulți, raportat la 7 miliarde, la peste cele 7 miliarde de persoane câte suntem pe glob. Iată nevoia unor registre de pacienți care să ne arate cu exactitate numărul și mai precis forma de care suferă fiecare, da, pentru că pentru fiecare formă există un anumit tip de tratament. Bineînțeles, noi suntem codașii Europei și aici. A fost un pacient care a dat statul în judecată pentru una dintre molecule, fără de care ar fi paralizat, a câștigat procesul. Ar mai fi putut mulți să dea statul în judecată, dar s-a promis că acea terapie va intra pe piață și vom putea beneficia de ea. Și s-a întâmplat că ne-au dus cu zahărelul. Hai să mai stăm un pic, hai încă un pic. Să nu mai, pentru că și a dat statul în judecată, durează câteva luni, deci nu obții rezultat imediat în urma unui proces. Aceste terapii care sunt pe lista de așteptare, în ce fel ar schimba viața pacienților cu scleroză multiplă din România? Sunt pacienți care au beneficiat datorită firmei producătoare de molecula, să zicem că este cam penultima moleculă care a apărut pe piață și care stagnea, se face și odată la 6 luni, deci nu mai ești nevoie să te duci în centru de tratament lunar, iar și aici discutăm despre drumurile pe care le fac pacienții la spitalele județene unde se poate da tratamentul pentru scleroză multiplă. Dar au fost cazuri uimitoare în care din pat au ajuns înapoi în scaunul cu rotile sau din scaunul cu rotile au reușit să se ridice cât de cât să poată să facă terapie prin kinetoterapie cu terapeut și să se poată mișca singur, măcar cât să mănânce, să se ducă la baie, să nu aibă această dependență permanentă de cineva. Deci iată ce înseamnă un tratament, o terapie foarte țintită. Uităm că în ultimii 20-25 de ani, în privința bolilor neurologice, în scleroza multiplă se pare că s-a investit cel mai mult. Și rezultatele sunt bune, dar... Deci, practic, faptul că statul, să spunem așa, duce cu zahărelul pacienții cu scleroza multiplă poate determina ca mulți dintre tinerii care acum suferă de această boală să ajungă mai repede în cărucior sau chiar țintuiți la pat, fiindcă n-au acces la noile terapii. Și gândește-te că vorbim de tineri de 18 ani, de 20 de ani,
unde boala, și mai ales la bărbați, boala lovește mult mai crunt decât la femei. Cumva raportul este de 3 la 1 femei bărbați în scleroza multiplă. Diferă și de zonă, dar în principiu acesta este raportul de 3 la 1. Iar la bărbați este foarte agresivă, și mai ales dacă apare când ești tânăr.